la dragii noștri, e miercuri și dacă e miercuri ne reîntâlnim la emisiunea Artă și Valori. Vă reamintim că emisiunea poate fi vizionată în toate județele Moldovei, că puteți suna în direct la noi, la telefonul, la numărul de telefon 0332-211-711-222, scuze, și că puteți pune întrebări invitațiilor noștri. Vă promiteam, așa cum și numele emisiunei spune, că la emisiunea Artă și Valori vom călători în lumea artelor. Și am tot fost în lumea artelor plastice, în lumea muzicii, ne era dor de teatru. Și pentru că ne era dor de teatru, astăzi am invitat un personaj și nu numai un personaj, e un actor foarte îndrăgit de publicul ieșan, un actor tânăr. Și să-l salutăm împreună pe actorul Codrin Danilă. Bine ai venit, Codrin! Bine te-am găsit, bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim și noi că ți-ai făcut timp pentru că știm că sunteți foarte ocupați, plecați în turneu, dar mai multe o să ne spui tu. Da, da. Înainte de asta, scuze că te întrerup, să spunem dragilor noștri telespectatori că invitatul nostru este actor la Ateneul din Iași și membru fondator al trupei de improvizație teatrală Idiotul din Iași, da, Idiot. Să începem prin a ne spune unde plecați și că ți-ai făcut timp să vii la noi înainte de bagaje. Da, o să avem un turneu de 9 zile, plecăm de pe 22 acum și ne pregătim cu, avem 4 spectacole cu care plecăm în turneu, 2 spectacole pentru copii și 2 spectacole pentru cei mari. Să precizăm spectacolele ale Ateneului, da? Cutiuța muzicală și Peter Pan, cele 2 spectacole pentru cei mici, și comedie cu olteni și pijamale pentru cei mari. Iar apropo de pijamale, sâmbătă aceasta pe 20, de la ora 19, e premiera spectacolului Pijamale în regia colegului meu Andrei Cioban. Prilej foarte bun să invităm toți ieșenii, da, la vă așteptăm cu drag. Sala e aproape plină, dar nu-i nimic pentru că pe 6 noiembrie jucăm al doilea spectacol, Pijamale, așa că vă așteptăm să faceți rezervare. Avem pe site, se pot face rezervări din timp. Și dacă cererea va fi atât de mare, e posibil să se joace din nou, nu? Doamne ajută, noi jucăm cu drag. De câte ori cere publicul. De exact. Venind vorba de public, Ateneul a făcut progrese imense în ultimii ani, atât ca imagine, atât ca redecorare, ca și programe. De cât timp ești tu la Ateneu și cum e colaborarea cu Ateneul? Eu colaborez cu Ateneul de mai mult de 4 ani. Angajat sunt de 2 ani de când a apărut în viața noastră noul manager al Ateneului, domnul Andrei Apreutese. Pe care îl salutăm. Îl salut și pe care aceasta, pe domnul director, care a adunat o echipă de 10 actori tineri cu chef de a juca și am încropit o trupă și am ajuns, cred că, la 28 de spectacole diferite în 2 ani de zile. Ceea ce înseamnă destul de mult. Da, e mult, e mult și nu doar asta, pentru că Ateneul a devenit și cinema Ateneu, difuzăm filme, bineînțeles se organizează cursuri de teatru, de muzică, de dans, avem biblioteca sus. Într-adevăr e Ateneu, e Ateneu, e un spațiu de cultură redeschis cumva pentru ochii publicului de când a venit domnul manager. Exact, și nu doar ochii publicului, și publicului în sine, pentru că pot participa la aceste cursuri de care spuneai, oameni obișnuiți. Bineînțeles, oricine poate participa, mai ales cursurile sunt cele mai multe pentru copii. Spectacolele noastre se pretează și pentru cei mici, și pentru cei mari, și pentru cei tineri, și pentru cei în vârstă, deci avem partituri pentru toți. Și cred că ăsta este un avantaj. Nu suntem într-o competiție nici cu Teatrul Național, nici cu Teatrul Ceafăru. Suntem cumva pe structuri diferite. Fiecare are identitatea lui, da, până la urmă, și cu rolul lui și cu obiectivele lui, nu? Exact, exact. Și da, în acești 2 ani mă bucur că am
am avut și o să am în continuare ocazia să joc. Îmi place foarte mult să fac asta și am niște colegi deosebiți, foarte talentați și colaboratori pe care avem la Ateneu, inclusiv colegii mei din trupa de teatru Idiot, joacă în mai multe spectacole. De exemplu, pe 3 noiembrie, acum dacă tot să vorbim de program, pe 3 noiembrie jucăm Dănilă Prepeleac Jam Session. Codrin ai Dănilă e la regizorul Octavian Jighirgiu. Codrin Dănilă îl interpretează pe Dănilă Prepeleac. Nu e pentru copii, atenție, e 16 plus, e pentru adulți și e o întreagă nebunie. Asta zic că am unit echipa Ateneului cu echipa trupei de teatru de improvizație și am făcut o nebunie. Și cumva e și un mix de mentalități la tine, dacă stăm să ne gândim, pentru că de multe ori se spune că există cumva diferențe mari între a fi angajat într-un teatru independent sau, mă rog, angajat colaborator, da, într-un teatru independent și o structură de stat. Cum se împacă la tine aceste două mentalități, să spun? Bun. Teatru instituționalizat, teatru independent. E un lucru, un cuvânt care le leagă pe amândouă. Teatru. Teatru. Oricum, în instituția care sunt acum, nu e chiar ca într-o instituție cu muncitori. Adică e foarte uman. Programul e aglomerat, da, dar noi facem față cu brio și jucăm cu drag și practic nu zic că mă axez pe o teatru independent sau pe teatru instituționalizat, le fac pe amândouă pentru că vrând nevrând se îmbină. Noi cu trupa am jucat la Ateneu, Ateneu a găzduit trupa, a și luat din colaboratori. Ce fac eu cu trupa de improvizație, ca să înțeleagă toată lumea, e teatru făcut pe loc. Asta și, o să vorbim da, puțin. E, da, e o ramură a teatrului, deci practic nu înlocuiesc pe niciuna, la asta mă refer. Nu e joc aici într-un fel și aici în alt fel, sau văd într-un fel aici și pe independent văd altfel. Nu, e un tot. E un tot unitar. Întrebarea venea cumva, pentru că o întâlnim foarte des la tineri. Tineri care poate aș vrea să-și croiască un drum în lumea teatrului, să dea la facultate la teatru și se gândesc ce posibilități am eu ca viitor actor. Și atunci există acest vis, trebuie să mă angajez într-un teatru de stat pentru că acolo am o carte de muncă, pentru că e bine la stat. Și de aceea cumva voiam să clarificăm cât de ușor e sau cât de diferit e să fii actor într-un teatru instituționalizat față de un teatru independent unde cumva e poate și mai multă libertate, dar poate și mai puțină siguranță, să spunem. Da. Înțeleg întrebarea. O să vin cu un răspuns așa mai cumva ocolitor ca să ajung exact în centru. Important e că cine își dorește cu adevărat să facă teatru sau orice altă meserie trebuie să persevereze și să meargă înainte, indiferent de orice obstacole. Eu la început, după ce am terminat facultatea, clar mi-am pus această întrebare. Ok, bun, sunt actor cu licență. Perfect. Ce fac? Posturile pe la teatru instituționalizat erau blocate, posturile la buget. Și a trebuit să mă descurc cumva să trăiesc din teatru. De-aia am intrat în teatru independent, ne-am făcut noi o trupă care rezistă de 7 ani. Diferența o face că cumva în teatru instituționalizat ai o pătură caldă care te acoperă, dar pe de altă parte e același efort. Și în teatru și la Ateneu muncesc, adică nu stau degeaba și vine salariul, iar și cu trupa muncesc și nu stau degeaba și vin bănuții. Dacă ar fi să dau un sfat cuiva, să aleagă, domnule, la stat sau la privat, sau la stat sau la independent, nu cred că poți alege. Cred că depinde foarte mult de cum te duce drumul.
E adevărat că într-un teatru de stat ai un program, să zicem, fix, ai un salariu de bază și cumva zici că ești acoperit. Într-un teatru independent n-ai un salariu fix, trebuie să te zbați pentru fiecare eveniment pe care îl faci, dar, pe de altă parte, în ambele cazuri necesită muncă, devotament și perseverență. Și plus că mai e un lucru, noi trăim în secolul vitezei. Adică eu nu sunt angajat în Ateneu și atât. Mai fac și aia și aia și aia și aia și aia și aia, și aia pe lângă, pentru că așa e societatea noastră. Na, e adevărat că trebuie să cauți o siguranță, dar siguranța nu vine neapărat, nu vine de cele mai multe ori din financiar. Siguranța pentru mine a venit din mental, din suflet, pentru că mi-am dovedit că asta vreau să fac, că vreau să fiu actor, că pot să trăiesc din asta și iată că pot să numesc un vis împlinit. Am 8 ani de zile de când joc teatru și e, asta vreau să fac, clar. Deci n-aș putea face altceva. Poate împins de circumstanțe, dar în niciun caz nu aș face-o cu pasiunea pe care, care o am acum. Derulând puțin filmul așa în urmă, să vedem unde se oprește, dacă se oprește undeva într-un moment în care să-ți amintești, și să dăm cumva de Codrin Dănilă copil, când și de unde a venit pasiunea asta pentru teatru? Da, când ai vrut să devii actor? E o poveste comică. La 11 ani, eu am o surioară mai mică cu 2 ani, deci eu aveam 11, aveam... Să-ți fie sănătoasă! Mulțumesc să-l la 11 ani am făcut Orion. Și n-am mai putut merge la școală și 2 săptămâni, aproape 3 săptămâni, am stat închis în casă. Neavând voie să ies, neavând voie să fac nimic, am ascultat povești la vinil, la pick-up. Da, pentru cine nu știe, discul acela mare pe care nu-l mai folosim. Da. Decât doar DJ-ii. Și am început să ascult povești. Și am ascultat multe povești și am început să-mi placă să fac voci. Plus de asta, bunicii mei de pe mamă, că am stat foarte mult la ei, niște oameni simpli, dar foarte dinamici și foarte voioși și foarte cu simțul umorului și nu pot să spun pe post, aveau foarte multe dialoguri nu neapărat licențioase, colorate, dar, să le spunem. Niște dialoguri între un bunic și o bunică, iar eu și surioara mea adunam toată familia și îi imitam. Practic, jucam un rol. Rolul de bunica și bunicu. Și așa, când a venit vremea să dau la liceu, multă lume nu știe despre Codrin Dănilă. Codrin Dănilă a fost operat la inimă când era mic, de 3 ori. La 3 ani, la 6 ani și la 9 ani. Iar maică-mea nu a vrut să mă dea, a vrut să mă dea la un liceu unde să fiu foarte bine protejat. Dar eu m-am ambiționat să... voiam să fac teatru. Eram și cu poveștile în minte, și cu telenovelele bunicii mei, și cu poveștile ei. Și-am inventat un cuvânt, exact. Okay. Și m-am ambiționat, am zis că nu, eu asta vreau să fac. Am mers la medic, totul în regulă, puteam să fac efort, nu e nicio problemă, am dat la teatru. Într-a noua am descoperit, a intrat acest microb. Abia în clasa noua, adică conștient. Am avut o profesoară, o doamnă extraordinară, actriță la Teatrul Național, doamna Doina Deleanu Carauleanu, care a fost un pedagog excelent, o mamă. Aproape toți colegii mei, toți cei din clasă de la Băncilă, la Octav Băncilă, la secția teatru, au continuat mai departe cu facultatea cu de teatru. Au continuat mai departe devenind actori în teatre de stat sau independente.
Și așa a început totul. Într-a 12-a am dat la universitate și m-am gândit că poate sunt mai potrivit, având în vedere că mă pricep, începusem să realizez că mă pricep la voci, că ar trebui să dau la teatru de păpuși, la secția păpuși. Zis și făcut. Norocul, când am dat eu la facultate, am intrat pe dublă specializare. Deci, practic, pe licența mea scrie actor unitor de păpuși și actor de dramatic. Și acolo a început și mai tare nebunia, niște profesori deosebiți, profesorii mei de păpuși, domnul Ciprian Huțanu și Raluca Bujoreanu Huțanu, care erau profesori de specialitate pe arta actorului unitor de păpuși și pe arta actorului, de cealaltă parte, Adi Caraulianu, soțul doamnei Doina Deleanu Caraulianu, și Călin Chirilă, actor de la Teatrul Național din Iași și un om extraordinar de bun. Actor foarte bun, pedagog foarte bun și un om deosebit. Și oamenii aceștia au pus piatra de bază a ceea ce avea să devină Codrin Danilă, ce sunt acum. Adică cam asta e povestea, așa, în linii mari. Asta e partea frumoasă a lucrurilor și partea care te-a motivat să mergi mai departe. Da. Dar au fost momente vreodată când ai fi vrut să renunți și dacă au fost astfel de momente, ce anume te-a ajutat să depășești momentul respectiv? Îmi doresc foarte mult. Dintotdeauna mi-am dorit să fiu bun. Au fost câteva momente, să zicem vreo 2-3, și la ce sens? Am vrut să renunț pentru că am văzut niște spectacole în care niște colegi de-ai mei sclipeau efectiv și am zis nu, dar eu sunt prost tare, eu nu o să pot să fiu actor cum sunt oamenii ăștia, nu există așa ceva. Sau când mai mergeam la Teatrul Național sau la Teatrul Ceafărul și vedeam actori pe scenă, cu costume, cu lumini, eram complet fascinat și mi-a venit în anul 2 să renunț. Am zis, nu, domnule, eu nu pot, una la mână, nu pot să învăț atât text. Doi la mână, o să mă panichez în scenă și o să leșin. Și nu sunt făcut pentru asta. Asta e parte de suflet. Am mai vrut să renunț o dată pentru partea fizică. De ce? În anul 2 ăsta, domnul Ciprian Huțanu, profesorul meu, are și o firmă, o trupă particulară, Sincret. O actriță a rămas însărcinată și un alt actor a plecat în Cluj sau undeva. Și am intrat eu și un coleg de-a meu, doi studenți. Am intrat într-un spectacol profesionist, un spectacol la care am muncit de mi-au sărit capacele și ajungeam acasă de multe ori plângând, gândindu-mă că nu, eu mă duc și plec de la facultate, că nu pot să fac față fizic pentru că nu mai știu exact numărul personajelor, dar în orice caz 4 actori într-o cutie, un paravan făcut din 2 pânze și noi 4 actori făceam. Puneam muzica pe rând, făceam luminile pe rând și jucam vreo să fie 14, 15 până în 20 de personaje. Și mare uneori provocare. se întâlneau câte 5-6 personaje deodată, noi 4 fiind. Adică eram cu piciorul, țineam o păpușă, da. Cu mâna dădeam lumina, că trebuia să vină lumină roșie, cu capul intram alt personaj, pleca piciorul, îi dădeam pasă colegului meu care prelua lumina. Adică o nebunie. Cu acest spectacol, cu nebunia asta am plecat, adică datorită acestui spectacol, mi-a revenit mintea la cap pentru că am fost în Europa, am fost în Cehia, am fost în Polonia, am fost în Germania, am fost în Austria. Ți-a testat limitele, cu alte cuvinte. Și am fost cu spectacolul acesta și am realizat că, pot să fiu actor și pot să fac față circumstanțelor, presiunilor, să le zicem. Dar cam n-au fost multe ele momentele în care am vrut să renunț. Nu, doar din astea două variante,
fizică, nu mai puteam, eram încordat și tensionat și psihic mă consideram slab. Da, adică oarecare modestie, să zicem. Cred că pentru un actor psihicul este foarte important, este. Pentru că e una din meseriile cele mai solicitante din punct de vedere psihic. Intrați în atâtea roluri, în atâtea povești de viață. Cum se protejează actorul Codrin Dănilă? Pentru că așa rețete sunt. Teoretic, da, știm. Dar cum faci tu ca să fii tu atunci când ieși de pe scenă? Da. Și când am terminat teatru și când... Multă lume te întreabă, și ești la teatru? Da. Mă joci teatru? Adică înțeleg exact întrebarea. Ca și pe întrebarea. Psihologi, acum da. Mă analizezi. Da, 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 mă analizezi, vorbești cu mine? Da. Ești tu sau e psihologul din tine? Pot să spun că am o familie extraordinară. Niște oameni deosebiți. Iar colegi, niște oameni minunați. Și la trupa de teatru Idiot și la Ateneu, colegi care au devenit prieteni și eu a doua familie. Cum mă relaxez? În mai multe feluri. Nu e o rețetă. Uneori îmi place să mă plimb cu căștile în urechi și să ascult muzică. Alteori îmi place să ascult povești în copilărie. Alerg și de multe ori mă relaxez petrecând cu prietenii mei, ori în barul unde jucăm, ori la ei acasă, la o discuție tot despre teatru, culmea. De cele mai multe ori se ajunge la teatru, că asta e meseria, la un pahar de vin sau la o bere sau un whisky, adică oameni suntem cu toții. Da. Vorbind de acum joci teatru sau nu, ajungem la partea asta de teatru de improvizație. Improvizație teatrală. Cum a ajuns? Care-i povestea înființării trupei Idiot? Da. După ce am terminat facultatea în 2010, am fi voit cu toții să ne angajăm. Între timp, colegul meu de la Păpuși, Alexandru Claudiu Petrila, cel care a inițiat trupa, a plecat în București să muncesc la un call center, ceva, adică nu exact, pe ideea, exact pe ideea eu ce fac, eu cu ce mă întrețin, din ce mă întrețin. N-a rezistat mai mult de un an acolo, a participat la o trupă, ca vindea bilete la început, după aia a început să intre și în jocuri, trupa de teatru de improvizație obligă niște băieți extraordinari, prieteni de-a noștri acum, ei au 10 ani, 9 ani, 9 sau 10 ani, 10 ani au de când fac asta. Și s-a întors în ea și a zis că nu, eu îmi fac trupă. Și la cine să apeleze? La colegul lui Codrin Dănilă, la colegul lui Teodor Ivan și pe atunci o altă colegă care tocmai termina teatrul de păpuși, Roxana Coniar, care nu mai e în trupă, a rămas însărcinată și e cu familia. Am început spectacolul după 6 luni de antrenament. O scurtă paranteză ca să înțeleagă lumea ce înseamnă teatru de improvizație. Teatrul are mai multe ramuri. E cum e teatrul de păpuși, cum e teatrul dramatic efectiv, cum e teatrul îmbinat cu păpuși și actori, e și improvizația. În facultate se predă improvizația ca fiind o stensilă a actorului de a se scoate dintr-un impas. Dom'le, eu am de zis o replică acum, da, sau... am de zis, Bunanca, dar ce pahar minunat, de ce nu e plin? Și paharul e plin, ce fac? Și atunci trebuie să, ok, eu asta plin cu vești bune. Bunanca, ce, paharul nu e plin de vin, e de apă, perfect, atunci și merge mai departe scena. Aia e o scurtă improvizație a actorului ca să treacă peste. Acum. E apă sau vin? În pahar, ce am pus astăzi? E apă. E apă, da? Poate fi și vin, nu e problemă. Cum a apărut toată treaba asta? Un anume Keith Johnston, un tip foarte deștept, un pedagog din englez, se uita într-o zi la wrestling. Dacă știe toată lumea, da, ce da. E wrestling-ul, e bătălia, luptele alea în ring, regizate, neregizate, nu se știe exact. Și a stat așa și s-a gândit și a zis că da, de ce poate exista în sport teatru și nu poate exista sport în teatru?
Și atunci a dezvoltat niște jocuri pentru actor. Jocuri de improvizație. Jocuri cu anumite obligouri, care să-l ajute pe actor să se dezvolte tot pentru scena mare, pentru scenă. Mai teatrul de improvizație a fost folosit și de Viola Spolin, care făcea tratament prin dramă și lucra cu copii. Și de aici s-a și dezvoltat partea de psihodramă și de dramaterapie pe care o folosim psihologii în terapie. Ei, alea sunt tot jocuri de improvizație. Exact. Bun. Așadar, noi ne-am unit și am făcut trupa aceasta, care am plinit acum pe 11 iulie, pe 17 iulie, 7 ani mulți de înainte. Activitate. Nu știu dacă e ok să zic unde jucăm, dar în orice caz jucăm vis-a-vis de Universitatea de Arte George Enescu. Ce e foarte important, că vorbeam de perseverență, noi jucăm în locația respectivă în fiecare duminică. În cei 7 ani de zile, nu cred că au fost 7 duminici, 5-6 duminici în care n-am jucat. În rest, în fiecare duminică. Și am făcut o tradiție. Nu jucăm doar acolo. Avem evenimente și în alte peste locații. Tot în țară sau în alte locații. Alte locuri. Da. Dar ideea este că am perseverat și de asta am rămas, că în Iașul nostru cel mare și frumos există doar două entități independente care au rezistat. Trupa de teatru idiot și teatru fix. Teatru fix, da. Cam asta e. Și și domnul manager Andreea Preotesic mă știa și de la idiot. Mă știa și că lucrasem, colaborasem cu Ateneu și înainte. Și de când m-am angajat, mi-a zis că vreau să fii actorul meu, vreau să facem o echipă aici splendidă, nu o să-ți pun bețe în roate, adică continui să cu proiectul condiționat, idiot. Da. Deci nu m-a condiționat deloc, un lucru, bine, omul e remarcabil. Tânăr, suntem de cam aceeași vârstă și a înțeles foarte bine și știe că, cum ziceam și mai devreme, trăim în secolul vitezei și... Da, și e un om cu viziune, un manager cu viziune, este, într-un este, cuvânt, sau mă rog. Este. Da, dacă ne străduim să clarificăm un picuț mai mult pentru public și am să motivez, am să argumentez de ce, ce este concret acest teatru de improvizație? Pentru că discutând la un moment dat cu mai multe persoane, dar teatrul ăsta de improvizație e așa, e nimic, adică oamenii aia nu învață niciun text, adică cum vii acolo și de fapt în fața mea vezi tu ce faci sau nu faci. Deci de-aia să clarificăm puțin pentru public ce înseamnă concret teatru de improvizație. Da. Teatru de improvizație înseamnă teatru făcut pe loc, dar în anumite condiții. Lumea nu știe. Aceste condiții exact. Să le E vorba punctăm. De o scenă de teatru între două personaje, de cele mai multe ori de statut diferit, ca la teatru. E vorba de relație. E vorba de contactul acesta, bariera asta de scenă public ruptă, asta e frumusețea, și de promptitudine și spontaneitate. Noi, neștiind ce o să jucăm, trebuie să fim foarte sinceri. Și asta înseamnă, practic, noi jucăm dezbrăcați, ca și cum am jucat dezbrăcați, fără niciun costum. Și singura convenție, e și frumusețea asta, că dacă te întrebi pe tine, Anca, spune-mi ce mai vedea acum în scena asta, zice că mai vedea un polițist. Tu spui că eu voi fi un polițist, eu voi fi un polițist și tu n-ai nevoie să mă vezi în costum știind că sunt polițist. Și atunci mergi cu această convenție că eu sunt polițist. Și eu o să încep să improvizez pe baza faptului că tu mi-ai spus că sunt polițist, altcineva mi-a spus o locație, că de exemplu ne aflăm în centrul Iașului, altcineva a dat și un caz, că cineva a vrut să intre la Sfânta înaintea altora. Și de aici începem scena. Și practic, unele scene sunt la liber, altele scene au niște obligouri. Adică, de exemplu, să dau exemple de jocuri, ca să fiu concret. Doi actori, se cere o locație,
un magazin, de exemplu, și se dă, nu știu, farmacie. Și cei doi actori încep scena, iar în momentul în care un al treilea actor spune în microfon, schimbă, actorul care a rostit ultima replică trebuie să schimbe toată replica, o parte din replică sau atitudine, sau bună ziua, aici e farmacia, schimbă, aici e farmacia, schimbă, bună ziua. Da, bună ziua, spuneți ce doriți. Am venit să iau niște medicamente. Schimbă. Am venit degeaba. Schimbă. Ce mai faceți? Schimbă. Bună ziua, iertați-mă, mă doare foarte tare stomacul. Schimbă atitudinea. Oh, nu mai pot, mă doare stomacul. Și, de exemplu, ăsta e un obligo. Acest schimbă, scena se naște pe loc. Ei, așa sunt peste 140 de jocuri pe care le tot rulăm. Rulați, da. Cea mai frumoasă parte e că am înțeles, înțelegând conceptul, după 5-6 ani de zile am început să ne dezvoltăm noi jocurile noastre. Avem jocuri personalizate, ăla cu folk-ul, în care facem o melodie folk venit de la public cu propoziții din public, sau facem sindrom idiot, în care se începe o scenă și unul dintre actori are un defect spus de public. Zice ceva sau face ceva. Și când publicul, oricine de public strigă idiot, acel personaj trebuie să facă instant gestul ăla sau să rostească cuvântul ăla sau interjecția aia. Avem Radio Idiot, unde e cineva invitat și se ia o temă din public despre ce să vorbească, și trei propoziții care vor deveni trei melodii pe parcursul emisiunii, cum ar veni. Și Multe. Cam în mare, cam despre asta e vorba. E teatru făcut pe loc, dar cu aceste rigori. Personaje, scenă, cadru, da, relație. Cadru, relație, adică nu se pierde, nu e nimic făcut la mișto. Deși pare foarte simplu acum, da, că, adică pentru public părea foarte simplu, iată că nu e deloc simplu. Nu, și din punctul meu de vedere, să fii actor de teatru de improvizație este foarte greu. Așa mi se pare mie. Acum, dacă tu, de exemplu, ar fi să faci un casting, să spunem, Teatru Idiot caută colaboratori, da? Ce calități ar trebui să aibă un actor care să... Da, în primul rând... Să fie jovial, să-i placă viața și să-i placă jocul acesta, să se joace, să se pună în pielea unui personaj. Cred că mulți, și până la urmă, actorul asta face, intră în pielea personajelor, dar totuși, pentru improvizație, îți trebuie, cred, niște abilități mai speciale. Da, oricum, castingul acesta e doar pentru a cunoaște omul. Pentru că noi am mai făcut castinguri, că după ce a plecat Roxana, a intrat o altă fată și acum, de 2 ani și ceva, avem o altă membră a trupei, Caterina Matei, care e studentă la universitate la regie, a terminat actorie și acum e studentă la regie. Și am făcut un casting la care au venit 10 fete, căutam o fată. Că Teodor Săracu e colegul nostru care are părul lung, s-a săturat să facă femei roluri de fete, de fete pe scenă. I-a zis, trebuie să aducem o fată pentru că avem nevoie de punctul feminin de vedere. Neapărat avem nevoie. Și au venit 10 fete, din alea 10 fete au rămas 3 și cu acele 3 fete am început un soi de workshop-uri. Adică am făcut jocurile pe care le facem noi la scenă, am făcut niște joculețe de antrenament și am intrat în câte un spectacol. Fiecare. Și cine s-a dovedit a fi mai, nu neapărat mai bună, acest chimie mod cu noi, aceea a rămas, Caterina Matei. Bănuiesc că trebuie spontaneitate, da, totuși, trebuie. Prezență de spirit, un control al nervilor și al... Da, ce e foarte frumos în treaba asta, că se vede foarte bine munca de echipă, pentru că inspirația... Nu ai tot timpul, dar nu e un cap, sunt 5 capete care gândesc. Sunt 5. Și atunci vă ajutați unii exact, pe ceilalți. Dacă nu îmi vine acum să zic o replică, e colegul meu care preia sau îmi dă o idee. Sau mă ajută, da, da, exact. Și asta e frumusețea, că luăm unii de la alții și nu numai noi între noi, ci noi de la public. Au fost multe spectacole în care publicul s-au țipat soluții mult mai bune decât ce aveam noi pe scenă.
Bine, le-am acceptat instant, le-am preluat și am mers mai departe cu soluția aia. Asta e frumusețea și, într-adevăr, să spunem, dificultatea e faptul că trebuie mereu să fii treaz. De exemplu, noi nu consumăm alcool niciodată înainte de vreo reprezentație. Pentru că trebuie să fii cu mintea limpede, exact, și să poți să auzi, să înțelegi și să duci mai departe tot. Nu zic acum că la teatru, că la tine înainte să intru, de o duș cu un 50 și intru un rol perfect. Nu, dar aici fiind teatru un bar, mai mult, da, trebuie să fie odihnit, da, mai mult și... În teatru, în bar, totul meu se întreabă, dar ce nu beți o bere înainte? Nu, după stăm la o bere dacă vrei, dar înainte nu bem. Nu bem pentru că trebuie să avem mintea limpede. Toate simțurile trebuie să fie ascuțite. Exact. Și să fim deschiși de a accepta. Pentru că nu toată lumea vine neapărat cu o soluție bună din public sau cu... Am avut și probleme. E cineva care a zis că asta e făcătură. Am avut un joc în care nu știu cum ne-am înțeles atât de bine de părea regizat. Că eu... Și s-a ridicat un tip de rămas și a zis că asta e o porcărie regizată. Și a ieșit. Cum îl convingi pe ăla? E greu. Și cum gestionezi momentul mai departe? Și da, că veni vorba de asta, urmează întrebarea legată de relația pe care o creați cu publicul, pentru că până la urmă teatrul de improvizații, bine, e valabil și la teatru clasic, să spunem, dar fără relația aceasta între voi, actorii și public, practic nu ai produsul, da, în sine. Cum e publicul? Cât de mult diferă? Ce așteptări aveți de la el? Formula noastră de joc, patru actori și un prezentator. Prezentatorul nu are rolul doar de a prezenta jocurile și de a numi actorii. Are rolul de a încălzi publicul, de a-l face să înțeleagă că suntem prieteni, nu suntem public și actori. Acea barieră, deci bariera se rupe și că spectacolul îl facem împreună. Pentru că fără sugestiile spectatorilor, noi n-am avea ce improviza. Iar fără improvizația noastră, ei n-ar avea ce vedea. Și nu, de asta se rupe bariera și nu numai bariera asta psihică de spectator și actant, ci și fizică, pentru că noi mergem între oameni. Îi luăm pe oameni pe scenă cu noi. Avem joculețe în care avem invitații, luăm din public oameni și dezvoltăm jocuri împreună. Avem momente în care ieșim de pe așa zisa scenă și mergem între oameni și vorbim dintre ei sau folosim ce are unul pe masă sau o pălărie sau o haină sau, adică, dar într-adevăr publicul când vine la stand-up, cine stau în față riscă să fie luați în colimator dacă vorbim de publicul, care, la ce se așteaptă publicul. Doamne, mă duc la stand-up, dar nu mă duc în față, stau în spate, că dacă se ia ăla de mine și zice, aoleu, uite ce-mi faci, mă duc la improvizație, aoleu, dacă mă bag într-un joc. Nu, invit oamenii să vină la show-urile noastre de improvizație, să vadă că sunt tratați cu căldură și suntem oameni și efectiv în spectacole socializăm. E, socializăm. Nu avem un produs pe care îl prezentăm și atât, ci un produs pe care îl creați împreună, co-creator, dacă am putea spune. Da. Devin... Avem o listă de 10 jocuri, atât, pe care ne facem noi așa o ordine, să fie și cu public, să fie și rapid fire, adică scoase pe loc, cum am fost la România au Talent cu trupa, cu rapid fire, cea mai nepotrivită replică de agățat și se dădeau meserii și noi trebuia să zicem o replică nepotrivită, nicio legătură. Și atât ne facem noi, doar lista, programul, îi spunem. Dar restul se construiește împreună, adică și publicul face parte din spectacol. Nu deranjăm pe nimeni, adică e voluntar cine vrea să vină, cine vrea să se joace, cine. Niciodată nu am făcut, n-am trecut, am spart bariera, dar n-am depășit nicio limită. Adică publicul e safe, ca să zic așa. El e safe, voi ați fost safe întotdeauna? Nu. Sunteți întotdeauna? Nu. N-am putea spune că nu suntem niciodată, pentru că nu știm cu ce ne... Nu știm ce se poate întâmpla. Eu mi-am luat o palmă de la Ovidiu, colegul meu. El n-a vrut să-mi dea palma, dar pentru că eu m-am mișcat nu știu cum, mi-am luat o palmă. De exemplu, la un spectacol mi-a zis cineva, trebuia să aleagă un animal pentru scena următoare și a zis Codrin să fie o broască. Și am sărit
ca o broască și mi-am dat un genunchi în nas, iar 30 de secunde am fost lipit de podea. Adică, safe fizic. Bine. Bine, asta se poate întâmpla și într-un teatru, da, într-o piesă de teatru clasic, să spunem. Mă referam strict la diferențele pe care le-ai putea vedea la publicul consumator de teatru de improvizație și publicul care merge la o piesă de teatru clasic. Dacă există diferențe și să zicem că la teatru clasic te-ar putea huidui sau ar putea suna telefonul sau și cam atât. Aici interacționând foarte, foarte aproape cu publicul, da. Dacă au fost momente de genul ăsta. Da, a fost, cum îți spuneam și cel de mai devreme când cineva a zis că e regizat, au fost momente jucând în asemenea context, că jucăm în locații unde de cele mai multe ori se servește, se bea. Am avut și momente în care am oprit spectacolul pentru că a venit cineva care era super amețit și făcea foarte multă gălăgie spunând că, nu știu, tot felul de lucruri. Da, dar important, pe ce ne concentrăm noi la început? De-aia avem un prezentator. Ne concentrăm la început ca să explicăm oamenilor conceptul, ce urmează să facem și faptul că suntem prieteni și o să lucrăm împreună. Și să se simtă relaxați. Noi de jucat n-am jucat doar în baruri și n-am jucat doar pentru public tânăr. La noi la spectacol vin femei cu copii, vin familii întregi, vin pensionari, vin copilași, vin pentru că, în primul rând, noi nu folosim cuvinte licențioase, expresii, cel mult aluzii, pe care le pricepe cine le pricepe. Cu perdea, da. Da, cu o perdea groasă. Și de asta avem acces la mult public și de obicei e greu să nu intri în joc. Adică e greu să nu empatizezi cu noi, având în vedere că omul acela de lângă tine îți explică exact ce o să se întâmple, exact ce o să facem și o să zică că uite, eu îți cer o chestie, tu doar vreau să fii sincer. Și așa începem tot. Noi am jucat pe stradă. Am jucat pe un acoperiș. În spații total neconvenționale. Am jucat pentru zi de naștere a unui domn care făcea 70 de ani. Adică doar cu oameni bătrâni. Și s-au bucurat oamenii enorm. Și forma aceasta de teatru se poate adapta oriunde, oricărui nivel de public, oricărei vârste. De asta îmi place și continui și cred că o să jucăm, o să avem mulți ani de acum încolo de improvizat. Să vă vedem cât mai mult timp. Tocmai pentru că spuneai că e deschis pentru un public foarte larg, da. Da, de la copii până la vârstă adultă, până la vârsta a treia, ar putea spune cineva că de fapt e un teatru prea deschis maselor, prea comercial? Da. Da, când ne gândim la treaba de comercial, poate să clarificăm ce înseamnă comercial. Comercialul înseamnă ceea ce se vinde. Ceea ce se vinde. Nu neapărat tot ceea ce se vinde și care ajunge la masă e prost. Noi ne-am învățat în România să asociem comercialul cu chici, cu chiciul. Și nu e așa. Nu e așa. Sunt spectacole la Teatrul Național care se vând ca pâinea foarte caldă. Bine. Asta înseamnă că e un spectacol comercial. Comercial vine la comerț, de la afacere, de la a face bani din produs. Din ceva, da. Avem spectacole la Ateneu la care vin oamenii cu... Avem cerere în căsătorie, scandal în culise, Steaua fără nume, la care vin oameni... Se joacă cu casa închisă. Câte două, trei, patru spectacole. Da, sunt spectacole comerciale. E vorba de încasări. Se încasează pe aceste spectacole. Acum, depinde foarte mult, adică să nu înțelegem comercial însemnând calitate proastă. E adevărat că sunt de multe ori întâlnim calitate foarte proastă, adică foarte joasă. Noi zicem să facem spectacole să le înțeleagă prostul. Nimeni nu-i prost. Nimeni nu poți, în momentul când e o greșeală. Din punctul meu de vedere, asta e o greșeală să consideri publicul prost. Copilul care vine la spectacol, deși e copil, înțelege foarte multe.
omul de rând care îți vine la spectacol, deși om de rând, să zicem că n-a studiat, n-a făcut facultăți, n-a citit 1000 de cărți, dar se hrănește din ce-i dat tu pe scenă și înțelege la nivelul lui, dar înțelege, nu e prost. Publicul simte foarte bine dacă e luat sau nu la mișto. Dacă e publicul la mișto, aia înseamnă chici. Îți va răspunde pe măsură. Deci, cred că termenii aceștia n-ar trebui confundați. Da, spectacol comercial, spectacol care se vinde. Noi cu trupa idiot n-avem, n-am fi avut cum să existăm dacă nu exista partea aceasta de comercial. Nu avem un sponsor care ne plătește să jucăm. Noi venim la oameni, oamenii vin la noi, ne plătesc. Asta e treaba. Adică donează, că e sub formă de, donație. Deci cam asta e. Da, eu mă bucur să joc în lucruri care sunt comerciale, pentru că înseamnă că, de fapt, arta și ca trece mai departe. Exact. E clar. Și ajunge și la Nea Petrică de la sculărie și la domnul doctor de la policlinică. Asta e ideea. Fiecare să tragă ce înțelege și să fie, într-adevăr, pe limbajul tuturor. Acum, există și spectacole de nișă, adică spectacole pentru academicieni, în care limbajul postura actorului într-un fel, costumele sunt într-un fel, sunt și spectacole pentru marea masă în care e o muzică mai, să zicem, mai cunoscută. Da, pe înțelesul sunt lor. Costumele mai simple, mai cât să priceapă, să treacă, domnule, că dacă e polițist, nu-l îmbraci acum din secolul nu știu care, îl faci polițist din ziua lor. Dar asta nu înseamnă că publicul e prost, nici într-un caz, și că spectacolul comercial înseamnă spectacol chicios. Și pentru că vorbim de spectacole, pe final de emisiune să reamintim spectatorilor și telespectatorilor, dar ce urmează să faceți atât la Ateneu cât și la Trupa Idiot? Așa, o Trupa Idiot o să încep pentru că e destul de simplu. Noi jucăm în fiecare duminică vis-a-vis de Universitatea de Arte Bar, într-un bar. Pe 15 noiembrie o să avem un eveniment mare la Teatrul Național, pe scena Teatrului Național, cu cei de la Salvați Copiii. Suntem în parteneriat. Noi vom fi prezentatorii, noi toată trupa. Și vă așteptăm la Teatrul de Improvizație cu brațele deschise. Ne găsiți pe Facebook, Trupa de Teatru Idiot. Avem și site, teatruidiot.ro. Și da, cine vrea să vină la impro, are unde să ne găsească. Și acum, foarte pe scurt, impro, în câteva secunde, Codrin Dănilă nu mai este actorul Codrin Dănilă, este un politician de succes care vă transmite un mesaj electoral. Votați-l pe Codrin Dănilă, politicianul aflat la noi în platou. Vă rugăm. Da. Eu vreau să, înainte să mă votați, să mă cunoașteți. Cel mai important pentru un om e să fie plăcut de ceilalți, ca ceilalți să aibă încredere în el și să meargă mai departe. N-am renunțat la cariera actoricească, de aceea întâi și întâi, înainte de a ieși la vot, vă aștept pe 20 acum la premiera noastră la Pijamale, pe 3 noiembrie vă aștept la Dănilă Prepeleac, pe 4 noiembrie vă aștept la O Noapte Furtunoasă, iar pe 10 noiembrie la marea premieră a Ateneului, următorul proiect, Dineu cu proști, unde politicianul Codrin Dănilă joacă prostul, adică rolul principal. Mulțumim cu siguranță cu asemenea discurs. Politica românească ar arăta mult mai bine și probabil că ar fi mai convingători. Noi mulțumim tare mult, Codrin, că ai venit astăzi la noi și ne-ai împărtășit din știutele și neștiutele vieții tale, atât personale cât și de actor. Te mai așteptăm și alte date. Succes mulțumesc, în turneul pe care mulțumesc foarte mult de invitație și o zi minunată cu soare, că la noi în Iași acum e soare, e bine. E soare, e bine. O zi minunată vă dorim și noi. Vă invităm să rămâneți în continuare la programele Infinit TV, pentru că aici meritați infinit mai mult. Anca Ciliac sunt la Arte și Valori. Vă îmbrățișez, să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere!